Hai să-l ia de pe aici. Hai să-l ia. Aici v-am lăsat și tocmai vă găsesc. Dar care este? Eu vreau mai mult de ofă. Aici. Aici. Doamne. Zic, vă duc în altă. Care își bun și în fiecare? Thank you.
Trei salarii primiți? Și lumea zice cum duce rău. Mai dați, învățați și pe alții cum transmiteți experiența. Drept vorbind, nu trebuia să votez, fiindcă am votat cu 3 ani în urmă și mi-este cunoscut că mandatul oricărui primar este 4 ani, dar așa s-a întâmplat că în lupta noastră, cei care pentru unionism, pentru cauza națională, cu comuniștii care încă continuă să reprezinte politica imperialismă rusă, au apărut niște... Și datorită acestor organe care astăzi se numesc și pe noi, am ieșit cu doar el, adresează toată lumea pentru a pune punct pe ceea ce se întâmplă. A readuce democrația în primăria municipiului Chișinău, a readuce încrederea în oamenilor în democrație, fiindcă fără democrație nu poate exista nici bunăstare, nici dreptate, nici libertate. Am votat pentru cel mai pregătit, pentru cel mai muncitor, om care știe să iubească, om care știe să muncească, om care pricepe la gospodărie, om care a desfăcut funcții și a demonstrat că a venit în viața politică, publică, pentru oameni, nu pentru dânsul. În primul rând am votat în acest scurt timp de un an de zile pentru continuarea drumului care a fost stopat. De Ghina, 31 august, de Sancerbun și altele, termoizolarea care se facă cetățenii în mizerie și sărăcini și asta le aduce la 30% câștig, ar plăti mai puțin. Și în ultimul rând, pentru unitatea neamului nostru, nu poate exista o viață bună dacă nu ne unim. Sunt pentru, în continuare, pentru unitatea neamului românesc, pentru că votez pentru un primar general al capitalei Chișinău, asta înseamnă a vota pentru unirea a două capitale. Pentru că să avem unul și să trăim în pace, liniște și bunăstare. Domnule Ghimcu, cum se va schimba orașul sau cum ar trebui să se schimbe orașul într-un an, atât cât durează mandatul celui care va fi ales? E foarte greu în 10 ani să schimbi ceea ce avem noi, lăsat ca moștenire de perioada sovietică, lucruri făcute în cartative, clădiri, drumuri, într-un an poate mai puțin. Chișinău va câștiga dacă va vota pentru o persoană care va continua proiectele începute de Dorin Chirtoacă, care a fost înghețat în urma arestării și suspendării lui din funcție ilegală. Iată care e toată problema. În rest, care vine cu povești, că va face, că va drege, nu. Pentru ca să faci un lucru mare, celelalte de... Astea sunt serviciile primăriei care se ocupă de curățenie, de spații verzi, de cărpirea drumurilor. Un primar trebuie să vadă lucru mare. Lucrurile mari nu trebuie să vă trebuie să pregătește un proiect, trebuie să-și finanțare, trebuie votul Consiliului, multe lucruri. De aceea, să nu amăgem lumea, cine va continua proiectele ex-primarului general, acela va face ceva pentru Chișinău și pentru cetățenii. Mersi, mulțumim tare! Luați-vă microfonul. Mulțumesc tare. Și banii deodată de masă. Realitatea. Noi până ne-am întrerupt oricum la jumătate, așa sunt ok. Da. Eu nu l-am mai spus ca să nu cu... Stai. Fabulos. Nu, ai setă. Auzi? Tu știu cum ai setă. Da, măi. Sigur, ce îți trebuie? Ați fi capaz de funcționare. Și pe mine totodată și altceva și să-l trebuie acolo. Facem un sincron. Cu snegul. Da.